În momentul acesta, mie mi se pare că lucrurile au luat o întorsătură împotriva firii. Procurorul general a pornit două acțiuni în instanță, una pentru consilierea copilului și rămânerea lui în țară până la finalizarea consilierii și una pentru blocarea și revizuirea procedurii de adopție, cerând respingerea adopției. Așa cum ați auzit de la șefa autorității naționale, acest copil nu se poate întoarce la familia, fostă familie de plasament, pentru că ei nu mai au niciun fel de calitate și nici nu cred că vor mai putea primi vreodată un atestat de asistent maternal, odată ce ai greșit, asta nu cred că se mai poate repara. Și Sorina probabil că va avea, în cazul în care adopția va fi întoarsă, va avea un viitor destul de incert. Nu? La un copil la 8 ani este un copil foarte greu adoptabil. Eu nu am auzit prea multe povești de succes adopții în România la vârste așa de mari. Eu am pornit la acest drum împreună cu soția mea și cu copiii noștri și suntem hotărâți să facem tot ce este în puterea noastră să îl ducem la final și să-i oferim Sorinei tot ceea ce poate potențialul ei, tot ceea ce poate un copil de vârsta ei să facă cu niște părinți capabili, cu niște părinți deștepți și iubitori, să-i dăm șansa să se dezvolte atât de mult cât va putea să se dezvolte. În cazul în care această hotărâre definitivă ar fi revizuită, atunci avem istoricul Sorinei, cu familii care au refuzat-o. Ce ar însemna pentru un copil de la o familie la alta, iar mai apoi într-un centru? Nu știu, asta este o întrebare pe care ar trebui să-și o pună toți acești oameni care acum sunt așa de exaltați despre ce imagini au văzut. Mie mi se pare că asta e o traumă mult mai mare care se va întâmpla acestui copil decât faptul că un procuror l-a luat de acolo și l-a agresat pentru un minut. Dar lumea vrea să vadă emoțional o chestie mult mai de senzație decât ce se va întâmpla cu Sorina după. Eu vă garantez că dacă Sorina va rămâne în România și această procedură de adopție se va întoarce, nu? Această hotărâre va fi desființată, vă garantez că nimeni din presă nu va mai întreba ce face Sorina. Și nici unul din acești oameni care acum au declanșat un război emoțional în toate rețelele de socializare nu se vor mai interesa de Sorina. În schimb, dacă Sorina va merge cu noi și această hotărâre va rămâne definitivă și nu se va putea întoarce de către acțiunea Procurorului General, eu vă spun nu numai că Sorina va avea un viitor bun, dar televiziunile care au fost implicate în acest caz, mai ales cel care au înțeles mai repede partea bună a acestei fapte pe care noi o facem, vor ști de la noi ce face Sorina. Mai mult, am făcut o înțelegere cu soția mea și cu Sorina că după ce noi ne vom stabili și după ce consilierea va fi cu rezultate foarte bune, vom lua legătura cu Andreea și le vom lăsa pe cele două fetițe să relaționeze în continuare. Și probabil pe parcurs, inclusiv cu familia Șărămăr, fosta familie asistentului sau familia fostului asistent maternal. Pentru Deci că vom asta mi se trebui pare o să-și chestie, piață, bineînțeles, asta iată, să dar este normal. intermediați o relație să rămână. Este normal să fie așa, ăsta a fost gândul nostru de prima dată, astea au fost propunerile noastre de prima dată către familia Șărămăr, dar dânsii nu au fost capabili să înțeleagă acest lucru. Și nu știu dacă vor fi capabili să înțeleagă pe viitor, dar noi vom face aceste demersuri pentru că ni se pare normal să fie așa. Cazul în care s-ar pune această interdicție și ar trebui să rămâneți, iată, 3 luni pentru această consiliere psihologică. Situația dumneavoastră care va fi? Știu că aveți serviciu în New York, aveți niște obligații, mai aveți 2 copii de crescut. Cum vedeți această Nu vă pot, nu vă pot spune nimic până când instanța nu se pronunță. În momentul în care instanța se va pronunța, voi cerceta ce căi de atac am și atunci voi lua decizii. Și voi lua deciziile care trebuie luate pentru ca toți copiii mei, cei doi și Sorina, vor fi bine. Da? Nu voi periclita viitorul familiei în niciun mod. Dar în momentul ăsta mi-e greu să spun. Una este ce cere procurorul general, alta este ce s-ar putea să aprobe judecătorul.
Nu pot să fac speculații. Eu sunt omul care nu speculez. Aștept aș și calculez întreb, următorul ați pas. Fost, ați fost ieri la prima consiliere cu Sorina, prima consiliere psihologică împreună cu ea. Veți mai face aceste lucruri? Eu mi-ați spus chiar și fără o hotărâre să vă oblige acest lucru. Da, eu nu aștept o hotărâre. Copilul are nevoie de consiliere și va avea nevoie de consiliere pentru mult timp de aici înainte. Da? Iar noi vom face toți pașii necesari că așa trebuie să făcuți în mod normal, nu că îmi spune neapărat un judecător. Bineînțeles, dacă judecătorul stabilește un termen, noi vom vedea care sunt posibilitățile și ce căi de atac și de negociere înseamnă, pentru că sunt aici două state care prin Convenția de la Haga au stabilit că această consiliere se poate face oriunde, nu trebuie să se facă într-unul din state. Da? Și dacă eu demonstrez în instanță că această hotărâre care se dă să rămân, să zicem, trei luni în țară, sunt împotriva intereselor întregii mele familii și că ea se poate face fără niciun fel de problemă în altă parte sau că se poate scurta sau depinde de evoluția copilului în aceste consilieri, se poate lua o altă hotărâre. Nu pot să vă dau acum pașii pentru că nu îi cunosc în detalii. Eu aștept să văd ce se întâmplă ca să pot să știu ce pas următor îmi pregătesc. Dar toți pașii pe care vor face vor avea în minte pe Sorina și pe copiii mei și familia mea. Sorina este foarte bine. A fost la consiliere. A fost stabilit, vorbind cu toată lumea, la consiliere a fost un reprezentant al DGASPC-ului, am solicitat ANPDCA-ului să trimeată pe cineva care să fie la această consiliere, pentru că trebuie să rămână și toate astea să fie niște lucruri și care implică statul român, nu? Autoritățile de specialitate. Sper ca declarația să facă lucrurile mai clare pentru telespectatorii dumneavoastră, pentru cei care vă urmăresc. Și sper că această nebunie să se oprească, pentru că mie mi se pare absurdă.